Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din Sump, aici, într-o minunată casă, o să spuneți, stați să-mi pun microfonul ăsta dracul la gură, că mă enervează, bun. Într-o minunată casă, deci nu este acea casă, este casa lui Joe Cătălin 16, mă rog. Important e că mi-am schimbat casa, deci Cezar a cumpărat această minunată casă, stai să văd. Deci... Stai un pic. Ce naiba vreau să fac? Stai. Slash duty. Să văd dacă și-o băgat armura. Slash duty. Slash heal. Și-o băgat armura, gata, rămâne înapoi aici. Slash give, ok. Nu. Bun, dacă vrei cheile, vei veni cu mine în mașină pe G, căci eu am demers la sediu. 1, 3, 1. 1, 3, 1. Că nu am furat mașina, bă, la leu. De fapt, am zis că-i dau FVR. Trebuia să-i dau, că trebuia să-i zic că-i dau tocar. Ce dracu se întâmplă cu mine astăzi? Uite cum mă lăguiește, bă, mai înainte sunt blocat de două ori. Ce cu chestia asta? Bun, deci în altă ordine de idei. Am terminat și Mirai Nikki, sunt un obsedat în piță. Următorul episodul trecut am început să mă uit la Mirai Nikki. Am fost episodul 1. Iar acum e gata și am început să mă uit la alt anime. Măcar nu știu cum se numește. Vă dați seama, am dat acolo YOLO. Ceva cu niște oameni care își transformă părțile corpului în caracatițe? Mă rog. Dar fain, bă, deci, care e fain? Hai să văd ce să facem episodul ăsta. Mă duc mai întâi, în prima instanță, dacă pot să spun așa, ha-ha-ha. N-are niciun sens. Hai că mă duc să dau AD-ul. Prea cu cernicul AD. Când foloseam eu dubă din asta, vreau 2, ce fericit eram, bă. Wow, am dat. Băi, fraților, dar v-am zis că dau tocar. No, mă rog, bateți-o pe aia. Mă rog, probabil sunt spre tine, nu înțeleg. Nu știu ce să ceartă ăștia și pe cine vrea ferb să facă ceva galben. Dar... e ok, bă, important e că vrea. Vă zic eu imediat despre ce era vorba. 2,5 km, nu mai trage în mine, că trag și eu în măta, ha. Mă, bun, hai să vedem, cine dracu e ăla? Asta ești cu o nuhise ca te voi apă, S, 5, 4, 8? Hai mă, nu fi lălău, mă. Confis, Fiscate. Și de ce nu mers? Jucătorul nu este conectat? Acum, 5, 4, 8 era, băi, eu sunt lălău. 5, 4, 8. Cum nu, ca ce îi? Bă, da, bă, sau ce pui mei? 5, 4, 8! A, 5, 4, 8 weapons! Acum totul are sens. Trebuie să citesc ce-o scris mai sus, jucătorul nu e lângă tine. Treci mai aici, măi, mama ta! A, ce faci, mă, ce eu? Dar bine, te-arestez, dacă tu m-ai întrebat, nabule. Care dracu tot trage acolo, băi? 5, 3, 0. Mama ta de copil. Și acum ce fac? Am dat de bun, vreau să vă spun că cerp se scapă pe nu știu care. Tot cel puțin așa am înțeles eu. Dăm 26 de nu-ți că sparg. Da, m-am auzit, de fapt am auzit, până acum nu confiscam arme, bă. Dar e muzea să confiști arme, orice lălu are armă la el, bă. Da, chei de la Infernus, da, deci la ăsta mi-a zis. Da, 7-te. 4, 8. Cum le ai, domnule Ștefan? Și acum să dau eject de aici, că e amuzant. 1, 4, 8. Ha. Cred că acolo e picatul, nu? Da, pe acolo, pe lângă. Bun. Tipul ăla e un polițist corupt, e pe contrasens. După cum puteți vedea. Și n-are girofar. Trebuie ucis. Cum am crezut că... fața ți spatele, bă. Nu a fost bine ce am crezut eu. Este și fiind 582. Ăsta e, nu? Da, am... stați, măi. Contrasens, dar eu fac contrasens în numele legii domnilor, nu știți voi. Cum nu mai am nici să acudeat mai decât să am și să filmez, să am. Bă, deci eu cred că mâine nu o să film, sau poate o să filmez și mâine ceva, dar nu să am. Dacă nu filmez mâine, păi mâine nu mai filmez să am, o să filmez altceva. Cred că Minecraft, cred. Sau alte jocuri amuzante pentru copii amuzanți. Nu știu ce fel de jocuri.
Și asta e pe contrasens acum, așa? Da, ești pe contrasens. Și vei plăti. Cu viața. Era o chestie când eram eu mic, bă. Flapjack, nu știu care, câți dintre voi știți. Nu eram chiar așa mic, acum vreo 5 ani, dar erau și mechere, bă. Și erau chestii importante, după aia începea să cânti așa. De exemplu, cum a fost asta mai înainte, vei plăti cu viața, sirenele sau ce dracu. Or fi fost. Erau pe, bă. Îmi pierd copilăria la ele, da? Oricum erau... Le ieșeau oastele la ea pe afară, mă, sau ceva în genul. Ce pui mei cu ăla, mă, frate? S-ai pus blindaj pe lanț sau căr? Ați văzut cum mă întors, nici măcar nu mă simțim. El s-a tot dus în treaba lui, dorbele la patină, bă. No, eu cred că vrea să fure mașina asta sau ceva. De ce ai lag, măi, căcat? O insultă nouă din partea mea. Stai, unde, mă, ce putere are lălău, mă? Nu se poate. Și am și eu lag, că nu pot să țintez cum trebuie, l-am omorât, așa. E, unde e? Nu știu unde naiba, i-am dat la careva, cred. Da, cheile la mulți. Eu cred că am dat cheile la 3 doar acum, este un record. Cine mai... Băi, iar am lag. După ce se joacă Swarm, trebuie să lucrez undeva. Să nu uiți să resetezi calculatorul. Hai, întoarce-te invers. Întoarce-te pe umă, dacă erai pe în pantă. N-am ce fac. Bum! Ce vreau să spun, după ce se joacă Swarm, să nu uiți să resetezi calculatorul. Nu știu ce dracu face, dar de fiecare dată am lag după ce se joacă. Descarcă tâmpenii. Intră pe site-uri fantomă. Ia, mă, ce o chestie, cred că pot să o iau. O pot să iau, pot să iau 100%. Dar mă, ce în spatele blocului meu s-a băgat ăla de host de buzunare, băi, pe acolo, pe strunga aia, vedeți? O să vă întrebați, voi ce dracu iau o strungă? E bine, cred că o gaură. Nici eu nu știu, zic, dar îmi place cuvântul, bă, strungă. Din nou, ferul este irascibil. Dar ce ai puțin ferul? Da, mă, nu știu ce au făcut ăștia lui ferul, sau ce le-au făcut fărbul ăsta, bă. Că fărb nu știu ce naiba, are 2 din 3 acum, săracul. Dar de ce? Mi-a plăcea fărb. Mă rog. Acum trebuie să stea, să știe și el ce-i suferința. Dar nu cred că... Cineva mi-a zis într-o vreme când aveam rang 4 și altcineva a zis. Deci, nu știu, cineva a zis către altcineva. Zice un numai ce, o sublider, nu știu ce. După aia zice la n-are cum care prea multe fluguri. Da, cred că ferb a fost, dar nu sigur, numai... Memorie scurtă, n-avem ce face, mă lasă pe drum. Da, nu știu, acum are și el, dacă el o zis. Dacă nu a zis, nu știu. Păcat, că acum știe ce ți-am simțit eu. Cred că am avut 3 până acum, mai are unul și mă ajunge. Ia, mă, când m-a sunat Hakuna Matata? Ăla era un desen, bă. Hakuna Matata, na, ce fac cu... Mă rog, cred că era cu Timon și Pumba. Dar eram mic și era pe TVR 1, bă. Nostalgie. Hai să luăm un carnet. E bine, se pare că îți prețuiești carnetul. Apropo de carnet, luni dau testul, bă, bulogiilor. Țineți-mi pumnic, altfel vă linșez, bă, și vă carnetele la toți dacă nu-l iau eu. Dar nu dau sala, dau examenul condusul prin oraș. Cu mașinuța, mă dau. Parcă de distracții. 4-5, dar cum de nu știu nimic casa? Mi-am schimbat-o pentru o secundă, dar după aia am reluat-o. Băi, nu-mi fura jobul. Și acum ce facem? Așteptăm să vină careva, așteptăm să nu așteptăm. Dar așteptăm degeaba, căci lumea nu vine. Am făcut într-o zi track și unul m-a enervat și nu eram duty, așa că nu i-am putut lua carnetul. Și totuși am făcut ceva important. 6-2, hai să văd mai întâi dacă are rost. Du-te, păstrează-l. Nu mi-e trebuie. Deci vreau să spun că am făcut ceva ce... Stai 2 secunde, că... Devine interesant. Să nu-mi zici. Ai de capul meu! Cum ai făcut-o, bă? Ai făcut-o de oaie, domnule! De capră! Poate de vacă! La brânză mă refer, mă, nu știu ce naiba, cu chestia asta... Q am zis. Cu chestia asta că ai făcut-o de oaie, desigur. Ai mers pe... Contrasens. Cum au venit iepurele? Nu. Dacă nu te dai, îți dau Wanted 6. Băi, dar cum un pistol atâta, măi? Eu mă uitam la tastatură, că v-am spus că sunt inapt. Nu. Ai 10 secunde. Secunce. Eu mă uit la tastatură ca un inapt să scriu, nu pot să scriu fără să mă uit. Mai... Vino după mine. Băi, eu nu vreau banii tăi, eu vreau carnetul tău. Ok, așa-i. Am zis ceva cuvânt pe care nu l-am înțeles. Dur, even girl, așa, să știi că 232-100 contrase. Acum, stai și de 232, sper că are nivel 17, da, are nivel 17.
Razer 8, super domnule Razer. Ăsta te-a jefuit? Mi-a luat... Cât mi-a luat? Nu mă, a plătit amenda, a fost și su... Mi-a dat 520. No, bun, strâși su... De a... De ni... Sână 8. Săracu. Chiar ești. Eu cred că nu sunt. Unul mare. Iu! M-o jignit la suflet acum. Ai de cură, mă, fiind. A, nu mă duc după el de lămă asta. Pentru 500 de lor... Limba mea azi nu mai cooperează. Am fost... Nu, mă rog. Chestia aia cu condusul, nu știu ce. Azi m-am descurcat surprinzător de bine la... Chestia. Dar de ce mă tot sună tipul ăsta? Sau nu ăsta mă sună? Dar eu ți-am dat ție... Mașina și s-a dat eject, nu te uit. De ce dracu aș vrea așa ceva? Pleacă mă de aici! Sunrise și 50k pe premium? Mă, dar ce-s eu aici? Uite, mă, fraier! Sunrise nu e 110k. Ah, se pare că toată lumea mă suna. Schimbi pe savana, dai diff, n-am eu diff de savana, domnule. Păi numai doi m-au sunat. Hai după mine, am dat rob. Nu e amuzant să vii după mine, e amuzant numai dacă fugi. Ia mă, caci în sâfâr. Bun sunt după tine, domnule. Nu fă eschive pe drum, cu fă... O să dau în tine. Da. Deres. Bun, acum o să mă duc după el și o să-l mor și pe ăsta și pe el, bă. Pentru că sunt un om prietenos. Uite-l cum sare el. Bum! Și ce ai făcut acum? Și fac și rime. Bă! Teleportare! Fenomene para... Ia-l-ai! Normale! Ai, mă, nu fi așa ciung, mă, ce eu! Don't be lălău. Și acum ce să fac? Hai că mă duc... Ia, e pe aia! Cu duba! Le-o-s... Le-a spart duba! Eee! Nu, mă, ce-ați făcut, mă, nimernicilor? Lasă că vă fac eu post la mândoi ceapa voastră. Cred că dacă... Cred că o să le fac post dacă am timp. Ce-ați făcut, nebuni? Ia, mă, ce-i ăla cu Wanted 6? Asta e la modă astăzi, bă, se vede. Mă, nu, modă, Wanted 6 prin oraș. Am atunci dracu mă aștepți, mă. E, vino după mine, doar la 1000 de kilometri de portare, nici măcar nu ești pe... Du-te, mă, în ceva, în origini. Vino după mine, Wanted 6, aha, până în hudă. 13 minute și nimic interesant nu s-a întâmplat. Colegii mei de la școală care nu se uită la videourile surprinzător. Dar ei știu să dea sfaturi, mi-au spus: Florin, nu o tragi vizionator cu Samp, schimbă jocul. Și eu le-am spus ce dracu joc să schimb, că e singurul joc la care se uită lumea. M-am jucat Minecraft și nu s-a uitat nimeni. O rog, dar ei știu. Și unul îmi spune: apucă de Twitch. Adică de stream pe Twitch. Faci mai mulți bani acolo. Eu n-am făcut niciun bar aici. Dar cum adică să mă apuc eu de Twitch, mă, și ești dracu să mă urmărească? Ia 20 de oameni, nu scos bani. Și scos bani numai dacă donează, cine dracu și-ar da banii mie. Și ce e cu lagul ăsta care mă cuprinde din 3 în 3 secunde? Bun, mai mă uit pe aici după arme, cam ce să confisc vreuna. Ah, tu cuprii ăsta! Pare apetisant. E bine, nu. Interesant, Uranus. Bun, l-ați văzut? Cum a urcat acolo? Fără nici măcar o vină, bă. Neprihănitul. Dar nu știa. Ia, ia-o tu pe contrasens. Băi! Hai mă, corecția asta. Până pornesc eu alarma, sunt deja pe autostradă sus. Bun. Neprihănitul se deplasează cu viteza miercului. O, neprihănit. Și el la rândul lui. De soartă. Acum o să mă uit după el. 3, 4, 9. Nivel 4, nu-mi pasă. Vei merge pe contrasens și îți voi lua... cred că carnetul îți-l voi lua, dar nu sunt sigur. Ia, ăsta pare o victimă colaterală, bă. Nu, mă, te... Eu credeam că stă AFK, dar de fapt nu e AFK. O să-l somez de 3 ori, ia, haide. Să-l somez de 3 ori și o să-l omor. Dacă nu e AFK, am voie să fac chestia asta, chiar dacă el stă într-un loc. Mă prefac că a ignorat organul public. Și atunci, ignorând organul... Plătești cu viața, mă, ce naiba? Nu, mă, dacă îi ignori o gram, te va penetra. Și glume de țumpita mă vine. Nu, mă, că numai eu cred că am râs, băgam eu și piciorul. Penetrare organă. Nu. Bun.
Hai să termin și cu tipul ăsta. Nu știu de ce mi-a trebuit mie să-l somez. Puteam să mă gândesc că o să mă vadă. Denis. Oh, damn Denis, ăsta mi-a luat banii, bă. Îți place să umbli la pușculiță? De fapt, la pușculița mea. Fișat de om. Unul a zis că îmi dă pe oblista. Am văzut dăul ăla cu oblista himo. Mi-a dus aminte, bă, iară. Tot îl arestez. Mi-a zis că îmi dă pe oblista 75 camă. Și n-am avut oblista să-i vând. Dar aveam un preț în care și-o vând-o cu 63 câteva zile în urmă și eu n-am știut. Și am intrat pe cont. Când mi-a dat contul frumos. Și zic lui tipul ăla, mă, hai la pușcărie, că acolo eram arestat, am dat și un rob cu contul lui prietenul meu. Dar până la urmă nu. Se pare că el nu mai avea. Bă, ce-o bipăit așa, bă? Am auzit și eu, sper să nu mă scoată din seamă. El nu mai avea blista și am pierdut o ofertă bună de 75k. Să dai 75k pe blista, bă, și fără nici un pic de negoț, bă. Iar nu sunt microfon la gură, bam, stă, dar e cam jos totuși, stai să ridic. Așa. Bun. Nu știu ce dracu-mi pierde viața aici. Bun, hai să... Mă duc chiar acolo, tiristul ăla, vedeți cum? Nu știe el că eu sunt pe urmele lui, bă. Cu ochii pe el, bă. Deci așa să după colină să nu mă vadă, dar eu îl văd pe el, vedeți? Cât talent în privire, bun. Apoi, omul stinge sirena, mă, că-l speriem, mă. Să duce pe sensul lui dacă le enervăm mult. Nu mă, dar chiar speram să meargă pe celălalt sens. Nu-i bine. Nu e bine, domnilor? Ai, cum, nu știi tu să re... Am vrut să... Și nu l-am atins, bă! Puterea telepatiei, bă. Puterea Jedi, l-am împins cu forța. Cred că așa ziceau ea la puterea lor, forță. A trebuit să schimb ruta, bă, că deja ăștia încep să ocolească Montgomery, bă. E scurt, dar costisitor. Iar ai cum merge pe contrasens. Tu mergi, așa-i? Da, uitați cum merge încet, mă, și polițist. Bă, lălău, poate sparg o roată. Deci, e de 267. Aaaa, Guardia Națională Gor 5. Lăliu. Acum îl demitea dacă îi făceam post. Îl am la mână, îl am la mână, gata. Am băgat în mânecă. Iar mi-am pierdut viața, bă, și m-am dus până aici ca să ce? Ai, mă, n-ar... Aaaa, ce drift perfect. Cât de corecții, mă, dar dacă ar exista semnalizări în jocul ăsta... Să știți că le-aș folosi, mă. Ia-le pe ăla cum merge furios. Cred că l-a văzut și el pe polițistul ăla cum merge neregulamentar. Direct s-o ambalat, bă. Băi, câtă plictiseală. Deci, episodul o să fie cel mai lăsă pe dăt. Dați-mi un fuvâră. Eram fericit să dau eu un fuvâră pentru că sunt șmecher și... Bă, mă gâdele microfonul pe barbă. Eu n-am știut ce dracu mă tot atinge barba. Ai, de capul meu. Cred că avea dreptate și colegii mei, mai ar cam trebui să schimb jocul. Nu total, dar așa, că e cam plictisitor. Pe lângă că nu fac mare brânză, nu mai au carnete, nu știu, fac aceleași chestii în fiecare episod, mă. Dar acum voi schimba... Hai, nu, sunt retardat, mă, dar eu am reușit toată să sar... Ia, mă, să înclină, mă. Fer, nu sul pe apă, să înclin. Nu, mă, dar... Du-te, mă. Bun, pe lângă că fac același lucru în fiecare episod, mă rog, până acum nu m-am sufocat, bă. Sau m-am sufocat? Dar nu în stil mare, ha-ha-ha. Dar ce pui mei caută balta asta fix aici, e minusculă. Un pișat de baltă care îmi oprește trecerea. Ia mă, că e mai mare, mă, că e numai atâta. Pot să racuri tot urmăresc, mă, probabil o ieși la pușcărie de mult. Iar îmi dă microfonul în barbă. Ce ca se întâmplă, bă? Așa. Acum zici că antenă ridicată. Ce pești, bine, desenați. Uitați, subțiri din aia. E așa se camuflează, bă. Se întorc cu spatele spre tine și direct. Nu-i mai vezi, bă. N-am desenele alea ciudate, că erau niște hârtii, mă rog. Acum o să fie din nou problema existențială a deplasării. Ia, unglendale, yay! O să mă deplasez la secție cu un glendale! Pentru glendalele astea mi-am văzut eu un platin odată. De fapt, cred că știți. La tipul ăla am vrut să-i vând blista-o. Lălău, o vrut să mă fure. Da, m-ai prins pe picior de plecare, mă. Sau pe picior de închidere? Da, cred că pe picior de închidere m-ai prins, domnule.